Șeful Serviciului de Informații Externe, Teodor Meleșcanu, vrea să se întoarcă în politică. Acesta a precizat faptul că prin această revenire dorește să fructifice informațiile obținute în timpul în care a condus SIE. Meleșcanu nu a exclus o eventuală candidatură a sa la președinție dacă îi se va propune acest lucru. Șeful Serviciului de Informații Externe este tentat de o revenire în viața politică. Percep poziția de director al SIE ca o paranteză în cariera politică, o paranteză deschisă, care oricând îmi va da posibilitatea să revin. Mă gândeam că ar fi mare păcat să nu pot fructifica toate informațiile pe care le-am obținut în această perioadă, a spus Meleșcanu. Acesta a explicat și la ce se referă când vorbește despre fructificarea informațiilor. Fructificarea se poate face într-o singură situație, în care ai o poziție care îți dă autoritate și ai prerogative pe un anumit domeniu, că e politică de securitate, de apărare, cunoști foarte mulți oameni din spatele scenei, a mai spus Meleșcanu. Șeful Serviciului de Informații Externe a dat asigurări că serviciul pe care îl conduce nu se implică în campania electorală și a arătat că este dispus să candideze la președinție dacă va primi o ofertă în acest sens.